Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Facem Profit aici la Canal 33. Sunt Angelo Ducanu, antrenor de oameni mari, pe scurt coach, trainer și consultant de business. Și alături de invitații mei căutăm și bineînțeles găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Businessurile handmade produc unicitate și de multe ori aduc în fața potențialilor clienți lucruri făcute cu suflet și cu o calitate superioară, doar pentru că ele pornesc la propriu din mâinile proprietarilor. Oamenii sunt curioși să descopere acest domeniu și poate chiar să gândesc să pornească o viitoare afacere în acest domeniu. La început, aceste business-uri pot produce doar ceva venituri suplimentare, dar în timp, ele pot deveni business-uri serioase și poate chiar cu angajați. Pentru că este o nișă în creștere la noi în țară, am ales să aduc azi alături de mine o prietenă care cu asta se ocupă și anume cu un business de handmade. Drept urmare, bine a venit alături de mine la Vinea Cotleț. Bine te-am găsit, Angel, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Lavinia aici de față are o vastă experiență în sectorul imobiliar românesc, în prezent fiind managing partner al unei companii imobiliare. A absolvit Facultatea de Științe Politice și are un master în afaceri externe de la Universitatea București și la Universitatea La Sapienza din Roma, Italia, și are de asemenea o diplomă în marketing de la Academia de Studii Economice din București. Și a început cariera profesională în sectorul politic, la Parlamentul României și la Ministerul Agriculturii, apoi s-a mutat în sectorul privat pentru o piață mai dinamică și mai provocatoare, cu accent pe imobiliare. Când a început această aventură și-a dat seama că sunt atât de mulți oameni și mai ales femei care pe lângă joburile lor de zi cu zi au o activitate creativă care să-și rănească sufletul și care au nevoie să se reconecteze cu ei înșiși. Drept urmare, spune despre această afacere handmade că este o reconectare cu tine însuți și recomandă cu căldură tuturor celor pe care îi întâlnește să facă activități care ajută să rămână în contact cu ei înșiși. Așa că, Lavinia, ți-am făcut această prezentare doar ca să facem trecerea de la imobiliare la un business de handmade și în special de genți handmade, și aș vrea să te întreb cum a început povestea acestor poșete handmade la tine. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și pentru frumoasa descriere pe care mi-ai făcut-o. Pasiune. Totul e de pasiune, ca să spun. Okay. Și, în primul rând, o nevoie, că în viață totul se... și toate business-urile, eu zic că încep de la o nevoie. De mic am avut o parte creativă și tot timpul mă gândeam, când aveam o problemă, cum o pot rezolva sau ce pot inventa ca să-mi rezolv problema respectivă. Așa a început și partea cu poșetele. Asta e, într-adevăr, o problemă, adică o pasiune la foarte multe femei. Toate avem această dorință de a avea o poșetă. Și atunci eu căutam ceva care nu găseam. Ceva de vară, care să-mi îndeplinească mie nevoile de a fi ușoară, de a fi ușor de purtat, de a nu se murdări, pentru că vara albul se murdăște ușor, și am zis, dacă nu există, îmi inventez eu. Și atunci am pornit de la această aventură. Mi-am făcut pentru mine, întâi partea pentru poșetele de vară, după care poșetele de plajă, că eu sunt de la mare și ador să stau pe plajă și nu găseam decât niște poșete de rafie urâte și am zis, nu se poate, doresc să-mi fac ceva pentru mine. Și am început să fac și poșetele de plajă. Chiar acum lucrez la colecția de poșete de plajă. Pentru că urmează sezonul. Da, urmează sezonul și așa a început. Adică întâi mi-am satisfăcut o nevoie a mea. Okay. Ulterior, prietenele au văzut, le-a plăcut, li s-a părut interesantă ideea, mai ales că le poți și spăla și sunt ca noi. Și atunci am început această aventură împreună cu cumnata mea. Și deci este o chestie de familie. Asta vreau să zic, e un business de familie. Da, adică... e un business de familie împreună cu cumnata mea, care, uitați, acum lucrăm la colecția de poșete de primăvară, colecția de primăvară-vară. Deci suntem împreună cu cumnata mea, mama cumnatei mele, mama mea, și atunci avem un business și de familie, ține și familia unită. Și facem ceva creativ, iar în același timp a pornit ca un hobby-ul, ca hobby această activitate. Ne susține hobby-ul financiar, pentru că ceea ce producem avem și cliente pentru ce creăm noi ca poșete, și atunci ne susținem hobby-ul, ne ținem familia unită și avem și o satisfacție sufletească foarte mare. Exact. Aș vrea să întreb, apropo de satisfacție, de unde vă găsiți sursa de inspirație? Că mă gândesc că ai mai multe modele, mai multe variante. Vreau să acum spun că e ceva incredibil. Fiecare material, poate nu mă crezi, deci uite, Michelangelo, când a găsit blocul de piatră din care l-a făcut pe David, toată lumea fugea de acest bloc de marmură, pentru că toată lumea știa că era greșit, era defect, adică avea acea crăpătură care nimeni nu știa cum să-l integreze într-o sculptură. Și Michelangelo a făcut din această bucată de marmură pe David, care este o capodoperă. Când ești la Florența, toată lumea se uită la David al lui Michelangelo.
Așa că pot să spun că fiecare material și fiecare lucru, la un nivel mic, mult mai mic, dar pot să spună orice persoană care lucrează în creație, că de multe ori materialul pe care îl folosești îți vorbește și super te ajută pare să își creeze forma. De multe ori pot să-ți povestesc din experiența mea și acum natei mele, ne apucăm de un proiect și dacă nu ne place și simțim că nu este ce trebuie, desface și de 5-10 ori până este ceea ce trebuie. Că de fapt materialul ăla nu vrea să fie creat așa. Așteaptă să-și ia forma pe care adică eu și-o dorește. Adică chiar faceți handmade la propriu, la propriu, tot ce vedeți. Faceți și desfaceți. Faceți și desfaceți. Manole ar fi mândru, am putea să spunem apropo. Deci Manole ar fi mândru, facem și desfacem, toată ziua avem ce face, dar la final, până nu suntem mulțumite de rezultatul final, pentru că este o împlinire sufletească atunci când vezi produsul final, și atunci asta este de fapt satisfacția. Începi, îi dai o formă și la final îl vezi creat. Super tare. Te-am dus așa un pic în starea în care ești probabil când lucrezi la povestea asta, dar aș vrea să te întreb un pic legat de business. Cum ai reușit să validezi ideea? Ne-ai spus, ok, aveam eu nevoie, am făcut pentru mine, probabil a văzut mama, probabil a văzut cumnata, dar cum ai validat-o mai departe? Adică de când ai început să faci bani, efectiv, să ceri bani pe el? Imediat, vreau să spun. Ok. Da, super. Deci n-am așteptat, cred că am în mine acest spirit de a cere bani pe ceea ce fac. Adică, inițial am zis, nu are rost, o fac din plăcere. Întâi am încercat, am făcut un alt, dar pe urmă prietenile au zis, de ce să mi le ofer pe gratis? Da. Nu, vreau să-ți dau bani pe ele, pentru că tu muncești. Și atunci am hotărât că este un preț corect la care eu consider că pot să-mi promovez această activitate și am început să le vând prietenilor. Niciuna nu a comentat, toată lumea mi-a zis, da, mi se pare corect, nu este nevoie să ne le feri cadou, noi vrem să ți le plătim, că chiar e munca ta și ne face plăcere, vrem să te sprijinim. Adică, uitați, în România există posibilitatea să te sprijine prietenii, familia, oamenii dragi și atunci așa am pornit. M-au susținut oamenii din jurul meu care au văzut în ceea ce facem ceva de calitate, nu neapărat un favor față de mine. Acum cât timp ai pornit această poveste? Nu mult, cred că în vară, deci în iunie anul trecut. Mai puțin de un an. Mai puțin de un an. Ok, aș vrea să te întreb, pentru că tu vii din domeniul de business, ai venit separat, dar diferă business-ul de handmade față de un business clasic sau uite cum e în imobiliare? Cum ai pornit efectiv business-ul ăsta de handmade? Adică ți-ai cumpărat, ai hotărât o sumă de investiții, ai făcut un plan, un buget, nu știu. Acum lucrăm la aceasta pentru că inițial am vrut să testăm piața, adică pentru noi a fost o variantă să testăm, să vedem dacă produsul nostru are succes, dacă are priză la public. Într-adevăr, în momentul de față este și un trend internațional, nu doar în România, în care și mari designeri integrează activități de handmade și dacă ne uităm și ea românească și multe lucruri care sunt mari podium, a ajuns pe mari podium și atunci în momentul de față ne uităm că este un trend general în care se dorește să mergi pe lucruri manual, handmade, nu mai vrei lucruri de masă. Okay. Și cred că am prins acest trend, ca să zic, în momentul de față. Noi am pornit de la o idee, dar acum, într-adevăr, analizăm foarte mult business-ul, cheltuielile care le avem, cum le putem investi, care este ce ne-am propus noi să facem pe 2024, care este cifra de afaceri pe care ne-am propus-o, ce vrem să obținem și cum putem să eficientizăm costurile accesorilor și materialelor, pentru că de fapt aici e problema. Aici e problema. Da. Aș vrea să te întreb acum că începe încet, încet să devină business. Da. Cum te gândești să dezvolți povestea asta? Pentru că eu mă gândesc așa, sunt oameni care poate au un business acum și ok, își mai iau câteva idei, sau oameni care acum vor să pornească un business și vor să vadă, ok, bă, mă pricep și eu la handmade, dar vreau să văd de unde pornesc. Primul rând, este un business în care trebuie foarte multă dedicație, pasiune. Okay. Adică nu e un business în care lucrezi de la 9 la 5 și ai terminat la 5 și ai închis calculatorul. Și ai plecat acasă. Este clar, e pasiune aici. E ca în orice lucru de antreprenoriat. Că acolo pui pasiune, suflet, zi lumină. Muncă. Nu duminica, că nu împletim și nu croșetăm duminica. Okay. Dar în rest, și sărbători religioase. Dar în rest, trebuie să te ocupi. Și am făcut un calcul. Sunt eu, mama, cumnata, mama, cumnata, este... 4 mâini, să zicem. Când am făcut mâini. Un 8, deci 4 doamne cu 8 croșete. Cu 8 croșete. Dar faci un calcul cam cât poți tu lucra. Ne-am făcut un calcul cam câte putem noi produce. Adică vă normați munca. Da, ne normăm munca. Am zis, uite, noi am putea lucra o medie de atâtea poșete pe lună, atâtea pe an. Asta este norma pe care vreau să ne facem fiecare. În funcție de asta estimăm cam care ar fi costurile costurile cu materialele și costurile de a
munci, aici nu mai punem și munca noastră fizică, că aia n-am cum să o contorizez. Este deocamdată. Deocamdată. Și calculăm cât putem produce, la ce preț ne le-am propus să le vindem, iar într-adevăr ne gândim și la varianta de pe lângă partea creativă, da, și știm cam cât putem produce fiecare, la ce preț le putem vinde, la un preț la care să ne fie corect pentru noi, să ne creăm acest profit, că de fapt asta e cel mai important, să facem profit. Să facem profit, da. Și după aceea încercăm să găsim alte variante, pentru că pe lângă beneficiile de a vedea produsul finit, când începi un proiect și vrei să-l finalizezi, da, mai este și procesul, că de fapt știi cum e frumos, este drumul. Destinația e finală, dar drumul, da, contează. Și atunci beneficiile, când stai și îl faci o activitate lucrativă, încercăm să găsim eventual pentru grădinițe, școli sau doamne care vor să facă activități handmade. Da. Sunt foarte multe tutoriale, dar în același timp este și o componentă socială, când stai cu cineva, interacționezi, împărtășești aceleași hobby-uri, și ne gândeam și la varianta de a face cursuri, okay, pentru a odată învăța generația tânără, dacă vrea să facă o activitate lucrativă, cum învățam cum și noi la lucru să... manual când eram în școală, ceva, doamne, care, de fapt, dacă te uiți, componenta creativă dezvoltă foarte mult inteligența. De fapt, noi nu vrem tot să facem matematică, e foarte importantă, nu zicem nu, dar hai să dezvoltăm și partea creativă. Creativă, și asta ne gândeam, că am primit din partea grădinițelor sau școlilor cereri să facem câteodată cursuri, un fel de ateliere. Foarte tare. Pentru că ai nevoie și de partea asta. Și ce am observat, când ai un copil ceva de făcut, îl scoți din mediul digital. Adică voi trebuie să înțelegeți că această activitate te scoate din mediul digital. Și pentru mulți părinți este un aspect foarte important. E important să facă sport, e important să găsească activități, să-i deconecteze. Mm-hmm. Super tare. Mi se pare foarte tare componenta asta, dar aș vrea să te întreb cum te gândești pe termenul să dezvolți business-ul. Că e clar, sunteți 4 oameni implicați, deci nu o să te renunți mâine la povestea asta. Nu. Plus că ai povestit până acum despre beneficii. Cum te gândești să dezvolți? Nu știu, există fonduri, există credite, există... Am deja discutat cu o firmă care se ocupă pe fonduri europene să încercăm să accesăm niște fonduri pe 2024 sau când se va deschide linia de fonduri pentru activități, okay, antreprenoriat în partea de handmade. Adică avem deja discuțiile pe această zonă. Știm deja cam care ar putea fi fondurile pe care noi le putem accesa. Încercăm să mergem pe zona defavorizată, adică Mangalia Constanța fiind din zonă, și vrem să mergem pe zona aceea, că pe București, într-adevăr, nu se vor da fonduri. Okay. Încercăm să dezvoltăm business-ul organic, că nu vrem să facem din asta imediat. Noi vedem componenta și beneficiile emoționale care le avem noi și satisfacția că ne creăm profitul care ne acoperă cheltuielile, ne acoperă cheltuielile noastre curente cu această activitate și avem o marjă de profit pe care noi le-am stabilit-o. Okay. Yeah. Și atunci vrem să dezvoltăm odată, să luăm niște fonduri, să vedem cum putem să le promovăm și să încercăm să promovăm și în exterior, pentru că piața din România este o piață, dar vă spun că piața externă este mult mai avidă de produse de handmade și acolo chiar am avea un succes dacă am putea să le promovăm. Am văzut site-uri în alte țări în care ceea ce facem noi are un preț de vânzare mult mai mare. Okay. Asta nu ne gândim acum dintr-o dată să... O să întreb imediat și despre dezvoltarea în afara țării, da, dar momentan se vede la noi în țară, dacă nu știu. Deci ai spus că te gândești la fonduri. Odată, participarea la târguri, pentru că, okay, este o componentă foarte importantă, mai ales că în România acum sunt foarte multe târguri, se organizează în foarte multe orașe. Întâi suntem pe București și vedem ce putem face în alte okay, orașe, dacă putem să extindem. Dar pe București suntem interesați să participăm la târguri. Am participat deja internațional la Milano, că avem o afiliere acolo cu o asociație a doamnelor care fac lucruri handmade în foarte Italia. Tare, da. Și suntem deja prezente. Chiar au fost niște poze date pe post când am fost în octombrie. Trebuie să mergem acum pe 7-8 martie, vor avea următorul eveniment, dar nu cred că suntem gata cu colecția de primăvară, ca să putem deja să arătăm... Deja vorbești în colecții de primăvară-vară? Păi, tare, să știi, da? Că, doamnele, iarna ai un model, vara ai un model, adică nu e chiar așa simplu. Poate pentru domni e mai simplu, dar pentru noi are o componentă. Cum și... Cum am sentimentul, că am o doamnă acasă și încă două domnișoare în devenire, da, așa că și știu ce știi foarte înseamnă. Bine, da, despre, da, ce vorbim. Și asta, ne pregătim acum, dacă nu ajungem la Milano acum în martie, sigur vom ajunge aprilie-mai, ne pregătim pentru aprilie-mai, okay, și ne pregătim din nou de faimosul bazar de Cotroceni în București, care este așa emblematic, okay, care o dă un foarte important aer boem al zonei. Și ce alte târguri mai sunt, pentru că sunt atât de multe târguri și oamenii chiar spun, atât pe doamnele în care au vârstă și au făcut și ele pe timpul, să zicem, comunismul, pe timpurile trecute, făceau și ele activități de genul acesta, iar și domnișoarele tinere care apreciază lucrurile acestea, pentru că toată lumea vrea ceva unic, nu mai vrea nimeni să aibă
încă cineva ca tine. Vrei să fii tu care are un singur lucru și, într-adevăr, fiecare proiect e unic. E unic, clar, da. Chiar dacă se zice înseamnă modelul, da, oricum e lucrat, da, by no, default, chiar poate dacă, chiar de alte mâini. Exact, chiar dacă, sau să știi că depinde foarte mult de starea de spirit, uh-huh. Adică eu dacă nu am o stare de spirit bună, eu nu pot să fac nimic, adică tot ce fac desfac sau nu mă pot apuca. Și atunci, chiar dacă fac eu același model, de multe ori nu iese la fel. Aș vrea să te întreb, dacă ai spus mai devreme un pic, că e un trend la nivel internațional. Da. Crezi că la noi în țară este un trend sau vezi așa mai degrabă ca pe o nișă directă care o să fie și este în dezvoltare? Din ce am citit eu în presa internațională, chiar și un mare designer francez în momentul de față lucrează cu artizani români, uh-huh, ca să-și reinterpreteze poșetele iconice, pentru că totuși o poșetă înseamnă structură. Poate nu vă dați seama, dar este design, este arhitectură, este arhitectură de produs. Și dacă vă uitați la marile branduri care au poșetele făcute, să știți că acolo tot e arhitectură, totul e proporție, pentru că de fapt tot un frumos e proporție. Și în acest context internațional în care și mari designeri lucrează cu artizani, uh-huh, din România, chiar este o știre importantă pe presă, adică cu această... designeri, da, străini care au luat, care au luat artizani români și români și iau foarte modelele tare tradiționale românești, pentru că avem modele tradiționale foarte frumoase. Dar știm că am văzut ea noastră, exact, pe diverse podiume. Și se inspiră din, dacă vă uitați pe modele de pe IE, sunt imprimate pe diverse poșete și acum pot să spun că este un trend. Puteți să verificați, da, este ceva interesant și, cum am spus, fiecare lucru când îl aplici manual, deja are conotația de unicat. Ok. Ai spus că este unicat și eu mă duc un pic în partea de nișă, de nișată. Un lucru foarte clar. E clar că vă adresați doar către doamne sau și către domnii care vor să facă cadouri doamnelor? Că și asta e întrebarea. Să știi că am avut foarte mulți domni care au cumpărat, cumpărat poșete în ideea că, într-adevăr, la un moment dat zic, ce să-i mai fac cadou soției, iubitei? Și atunci, când am venit cu ideea asta, că trebuie să, uite, eu fac în business-ul meu, când mă duc la, da, întâlnirile mele profesionale, am și, într-adevăr, întâlniri și atunci zic, uite, eu am și o latură creativă, fac aceste lucruri. Și foarte mulți domni zic, a, ce frumos, uite, vreau și eu pentru soție mea sau pentru iubita mea. Și pot spun că am avut de Crăciun foarte mulți domni care au, okay, luat poșete și au zis, uite, e o idee foarte bună, poate nu-i cadou principal care o să-l fac, dar uite, e bine că ține acolo când mai am nevoie, scot de la, să scot ceva. Am un fel de backup. Exact. Adică, și atunci, okay, lucrăm foarte mult să facem, într-adevăr, bărbații n-au aceeași răbdare și disponibilitate ca timp să se ducă în magazine, să se ducă, și atunci vin cu soluția. Uite, ți-l împachetez frumos, aranjat, uite, doar în punguriță, doar îl dai cadou, deci n-ai nicio problemă. Și vreau să spun că a mers foarte bine pentru că bărbații vor să facă cadou doamnelor, cu siguranță, dar trebuie ajutați. Și atunci eu am găsit modul. Nișa directă. Exact. Uite, nu uita că să pregătești acum iepurașul, știi, pentru... Exact. Ca să nu vorbim de luna martie, cred că ar trebui să ai niște stocuri foarte serioase pentru luna, da, martie. Da, asta e, din păcate, am făcut noi un calcul cât putem noi lucra, da, și ori le dăm la un preț mai mare, ori ne mulțumim cu ce avem și atât avem, că sunt momente când am prieteni care mă întreabă, ce ai mai lucrat? Că uite, vine o, da, ocazie și trebuie să dau un cadou. Zic, mă, uite, atât am. N-am mai lucrat, că nici emoțional nu ești tot timpul pregătit să, okay, lucrezi. Adică... E important că ai pus accent aici, pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă că un business de handmade are ca orice business urcușul și coborâșul, dar că e important să înțeleagă oamenii că aici ține foarte mult de tine ca persoană. Da. Adică în handmade, ai spus tu mai devreme, dacă n-ai o stare bună, dacă n-ai, dar uite, sunt momente când efectiv n-ai putut lucra, corect? Nu. Sunt momente când n-am putut lucra sau sunt momente în care, că orice proiect are etape, că, da, da, te uiți la acest proiect, dar este ca un project management. Întâi cumperi firele, după care cumperi nasturi, după care cumperi lanțul, după care te apuci să faci baza, după care aștepți, că poate nu ești în momentul să faci partea de accesorizare, că și la mari designer ce întâi se creează, pe urmă-i partea de accesorizare, pe urmă-i partea de... Deci fiecare proiect are o componentă și atunci nu ești tot timpul pregătită, dar ideea este că noi în proiectele noastre, noi le luăm de la capăt și, mm-hmm, le finalizăm. Nu avem mai multe departamente care se ocupă, unii de accesorizare, unii de creare. Și atunci ai momente în care lucrezi în partea de creație, pe urmă lucrezi de partea de accesorizare, am momente când mă ocup doar de vânzare. Ok, bun, asta cu vânzarea îmi place. Apropo de nișe, cât de greu ți-a fost să pătrunzi în această nișă? Că ok, poșete, doamne, că găsești la fiecare, nu știu, 2-3 metri în București, sau mă rog, ar trebui. Dar cum faci să intri efectiv cu nișa asta?
Cred că cel mai important este să crezi în ceea ce faci. Pentru că atunci când crezi, lumea cumpără de la tine. Eu tot timpul nu promovez nimic, nu vând nimic dacă nu cred. Iar eu când îți promovez și îți arăt cât de mult cred în proiectul acesta și cât de mult, câtă multă pasiune pun, oamenii, numai când văd câtă... Cumpără entuziasmul tău și după aia produsul. Exact. Și atunci, și în businessul meu principal în imobiliare, nu mă ocup de nimic în ceea ce nu cred. Super tare, da. E foarte bine că ai pus accent pe povestea asta, pentru că sunt foarte mulți oameni care se miră că nu își vând produsele. Exact. Dar ei, de fapt, au în spate o altă idee. Poate n-au gândit produsul cum îl gândești tu, cum mă gândesc, că n-a fost scopul principal să faceți bani din povestea asta. Nu. O să-i stăm imediat după publicitate, luăm acum câteva minute de publicitate și revenim alături de Lavinia să vedem cum faci cu acest business de handmade să devină profitabil la noi în țară. Încercăm să vedem cam cum arată viitorul. Dacă ar fi să îl traducem din perspectiva prezentului, luminița aia de la capătul tunelului s-a cam stins. Vom discuta despre Cupa Mondială la rugby. După mine, probabil cel mai frumos mondial de rugby, cel puțin din ultimele decenii. Vom discuta despre cum să faci business în industria înfrumusețării. Vorbim despre România între război și pace. Pace la noi, război în jurul nostru. Benjamin Netanyahu a spus că nu există șanse să înceteze focul. Astăzi vom vorbi despre cum te protejezi pe social media. Am observat că există această, poate, confuzie sau dilemă referitoare la sufletul uman. Salutare, bun prieten, Jurnal de Business e prezent la întâlnirea cu dumneavoastră și de această dată discutăm despre oameni și lumea necuvântătoarelor. Sfere de interes cu HD Harman și Andrei Stoian. Noi ne-am costumat în Harman și în Stoian. Domnul Harman, lăsați-mă să fac intro, de ce interveniți peste mine? Căutăm și, bineînțeles, găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Povestea fondurilor europene. E o poveste pe care o tot întâlnim de ani buni. Nu foarte mulți, dar nici foarte puțini. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Situația este extrem de grea, pentru că bombardamentele continuă, numărul victimelor continuă și ele să crească. Vorbim despre digitalizare, despre transformare digitală, despre antreprenoriat. Femeile se implică din ce în ce mai mult în leadership, se implică în viața socială, ba chiar și în politică, și unde rămân bărbați. Pornim la drum cu rolul unei camere de comerț în economia de astăzi. Care este rolul unui cadru didactic și cât de vocațională este această meserie? Astăzi avem alături de noi un invitat cu totul și cu totul special, pe fostul mare fotbalist Sabin Ilie. Bine ai venit alături de bine noi, dragule! Și mulțumesc frumos pentru invitație! Ceea ce vedem la ora actuală pe toate rețelele de socializare, pe foarte multe televiziuni, este un alt fel de joc al emoțiilor. Este, dacă vreți, un război al informațiilor. O nouă emisiune, astăzi vorbim despre influența Turciei în Orientul Mijlociu. Să avem știri interesante, nu spun neapărat bune sau rele, că în televiziune e cinic, dar lucrurile rele care se întâmplă sunt mai interesante și de regulă dau gaz televiziunilor, dau oxigen.
ne refacem energetic după suferință și ce contează cu adevărat. Asigurările de sănătate au devenit o componentă cheie a existenței noastre, a siguranței noastre personale. O singură premisă este necesară pentru tot ceea ce ne dorim în acest an. Să fim sănătoși. Bugetul de stat unde se îndreaptă? Se îndreaptă sau se înrăutățește? Am revenit după publicitate alături de Lavinia Cotuleț să vedem ce înseamnă un business de handmade aici în România și cum îl fac să devină profitabil. Vorbeai înainte de publicitate, ai spus un pic despre târgurile externe și interne la care particip. Aș vrea să te întreb care sunt intențiile tale. Vrei să rămâi doar pe piața internă sau vrei să ieși și în afara României? Că e important. Da. Știi, nimeni nu-i profet la el în țara lui. Ok. Ca să încep așa. Că dacă te uiți peste tot, e tot timpul ce este din afară este mai interesant. În momentul de față, într-adevăr, am fost deja la Milano. Avem okay. o colaborare cu o asociație de profil care se ocupă de promovarea doamnelor și femeilor care fac lucruri manual, handmade. Doamne imprenditrice de la zona din Lombardia. E foarte interesant ceea ce fac pentru că susțin de fapt femeile pentru a le crea o sursă de venit, de a continua o activitate artizanală și de a promova niște valori culturale care okay. nu sunt chiar puțin de luat, e un lucru de luat în considerare pentru că fiecare țară, fiecare regiune are niște valori culturale. Iar de fapt prin artizanat asta faci, asta faci niște, valori care, mai departe. Niște valori culturale, ceea ce mi se pare că e foarte important să ne păstrăm valorile. Înțeleg că trăim într-o globalizare, dar valorile dau apartenența locului fiecare. De unde ești. Și atunci, într-adevăr, dacă mă gândesc la extinderea pe piața internațională, mi-ar face plăcere să mă merg la câteva târguri de profil. Într-adevăr, eu am orientare italofilă, să spunem, și numele, și studiile, și am așa o pasiune către zona respectivă, dar designul în Italia este la el acasă, adică nu avem cum să nu discutăm despre acest lucru. Au câteva târguri foarte mari, în, tot așa, în zona Lombardia-Milano, pe handmade, dar și de pielărie. Din păcate, noi nu facem pielărie, dar ne gândim ulterior de a combina pielărie cu țesătură cu, și atunci ar putea fi o combinație și acest gen, dar acolo găsim, am putea găsi și niște accesorii mult mai calitative, pentru că într-o activitate de design, de fapt, accesorile fac diferența. Fac diferența. Și atunci, într-adevăr, poți să iei accesorii de calitate din Turcia sau iei accesorii din Turcia, din China, dar ce se face pentru piața italiană, pot să spun că este o piață mai matură, mai evoluată, mai educată. Uite, vreau să te întreb o chestie, pentru că ai vorbit de piața italiană și ai spus o chestie clară, designul la mama lui acolo, sau e acasă, da? Da. Nu există automat și mai multă concurență? Da, dar există și o piață de desfaceri mai mare, dar okay. acolo trebuie să-și cu produse de calitate. Aia vreau să atunci... Cum faci tu să te diferențiezi într-o piață din Italia? În primul rând, ești venită din România, în al doilea rând te duci la ei acasă să te joci cu designul, în ghilimele. Știi? Cum faci tu să ieși un pic în fața? Pentru că vreau să înțeleagă oamenii că au curat, trebuie să aibă curat să se provoace. Știi? Faptul că tu te duci până acolo, e clar că te-ai provocat. Că puteai să stai liniște la tine, ești, vindeai stocurile, nu era problemă. A, da, le vând mai foarte ușor aici. Aia dar zic. Acolo să știi că e componenta de design, că spui, da, uite, le-am promovat și la Milano, este apreciat okay. pentru că doamna care face selecția de produse în această asociație a lucrat pentru o mare casă de modă okay. și vede că ceea ce faci tu e un pic diferit de ceea ce fac ceilalți. Și atunci, de-aia spun că designul nu este chiar dacă faci sunt două doamne care fac același lucru, să știi că energia imprimată produsului va fi diferită de la femeie la femeie. Și atunci, chiar dacă sunt mai multe doamne care fac același lucru, la final, să știi că energia diferă foarte mult de la okay. un produs la și celălalt. Și atunci te diferențiezi prin energie doar? Nu, te diferențiezi că fiecare acolo are, fiecare creează într-un fel, pentru că mai este și o componentă de educație, okay. ce-mi place mie, pentru că eu fac ce-mi place mie. Poate ceea ce-mi place mie nu că noi în această societate, cum ți-am spus, sunt eu, cum nata, mama, cum nata, și fiecare creăm diferit. Suntem românce, creăm diferit, dar dacă vezi ceea ce creăm, fiecare are stilul ei. Nu suntem, nu să facem două lucruri același lucru. Bandă, să zicem nu, așa. Că nu okay. e la fel. Super. Și atunci, la final, fiecare, chiar dacă suntem patru și facem teoretic același lucru, dar este diferit complet. Aș vrea să te întreb încă la fel. Ai spus de mai multe ori cuvântul calitate. Eu sunt de acord, le-am văzut, le știu, nu se pune problema de calitate. Aș vrea să te întreb
calitatea asta, ok, vine de la lucru, da, da, mâna ta, să spunem așa, dar materialele, accesoriile, cât de ușor găsești astfel de furnizori? La noi în țară sau nu? Uite, din... întrebare directă, așa. Da. Cea mai mare provocare este să găsim materiale, okay, pentru că în momentul de față nu prea se mai produce nimic în România pe partea de țesătură. Sunt câteva, că am fost de curând, am văzut o fabrică foarte interesantă, face țesături, dar să le exportă pe piața din, bine, da, din Belgia, Marea Britanie, Olanda. Altceva, nu fire, dar eu sunt un mic consumator, adică nu sunt o fabrică care să am nevoie de stocuri foarte mari. Da. Da, dar pot să spun că și la nivelul meu, când am nevoie și utilizez în proiectele pe care le fac anumite accesorii, da, când mai vine ceva și ce vreau la fel, aceeași chestie, e posibil să nu mai găsesc accesoriul respectiv și să nu mai găsesc, okay, să mai cumpăr. La nivel mic, deci dar nu cumpăr cantități foarte mari de accesorii. Nu pot să cumpăr cantități foarte mari, că nu-mi permis să investesc atât de mult, să am stocuri, iar ulterior, după ce cumpăr, zic, lasă că mă duc și regăsesc. Uite, să știi că am momente în care am chiar un produs care îl cream și acum nu mai pot să-l fac pentru că este o componentă de accesoriu care nu mai găsesc, care lipsește și am întrebat, nu mai aduce și azi nu știu dacă nu îl mai aduce. Nu puteți să înlocuiți? Ba da, pentru că atunci o să trecem la, atunci uite, la este out of stock, nu mai producem, rămâne în colecția trecută, mergem la părțile noi, dar asta zic că cu ocazia asta ne provoacă să găsim soluții noi, să nu rămânem ancorate să facem același lucru, okay, și în același timp ne provoacă să găsim lucruri noi, că de fapt asta este o componentă, deci creația îți provoacă în permanentă să creezi lucruri noi, îți activează anumită parte a creierului care te ajută să creezi lucruri noi. De fapt, asta de fapt este componenta care principală, cea mai importantă, dacă mă întreb pe mine. O provocare. Asta e o provocare și mai e un beneficiu, să spunem așa, secundar sau poate principal pentru unii. Dar aș vrea să întreb, apropo de povestea asta, după cât timp crezi că devine un astfel de business profitabil? Da, este într-adevăr, hai să zicem că în momentul de față salariații, mâna de lucru, care este de fapt componenta cea mai, da, scumpă de a plăti în momentul de față într-un business, este asigurat de noi care suntem asociate tot în business, ceea ce producem, împărțim profitul. Dar, într-adevăr, în momentul în care vrei să te extinzi și vrei să angajezi oameni și să le dai toate salariile, plățile, taxele la stat, da, și toată această componentă economică, atunci, într-adevăr, profitul se diminuează foarte mult și trebuie să te gândești bine ceea ce faci și în ce direcție te și duci. Ori crești prețurile și te adresezi unei piețe mult mai avidă de a cumpăra la un preț mai bun aceste, okay, produse, ori îți regândești business-ul. Deci asta, în momentul de față, suntem într-o oarecare așezare. N-aș putea, okay, spune că gata, am găsit varianta. Noi încă mergem pe pasiune și pasiunea, când vezi lucrurile finalizate și scriezi, adică îți poți acoperi cheltuielile și să ai și un profit, e deja suficient pentru noi. Ca să zic că voi concura brandurile internaționale, nu cred, dar nu se știe niciodată dacă poți să ne asociem. A, bun asta. Și ce te-am întrebat? Pentru, uite, ăsta e un plan de viitor. Și să asocieze brandurile mari cu voi, să vină să vă fure în ghilimele ideile, exact, și produse. Da. Eu vreau să te întreb, apropo de profitabilitate, știi că am spus la început emisiunii că un astfel de business poate să facă niște bani suplimentari, un venit suplimentar, da, în companie. Vreau să transmitem oamenilor care ne urmează și care poate vor să înceapă sau nu au curaj. Nu renunțați la activitățile pe care le aveți acum pentru un astfel de business. Nu, în niciun caz. Ci investiți ca să produceți, de curiozitate, dacă ți-ai făcut un plan. Cam în cât timp ai putea tu să zici, gata, nu mai am nevoie să fac altceva pentru că pot să câștig bani de aici. Nu m-am gândit la așa ceva, pentru că dacă spun sincer... Știu că și ești pasionată și de cealaltă domeniu. Da, deci n-aș putea spune că voi... pentru că mi se pare că activitățile se întrepătrund, okay, și se susțin una pe cealaltă. Super. Tot timpul încerc să găsesc noi proiecte în care să mă implic și pe care să mi le dezvolt. Este o activitate pe care... Hai să zicem, asta îmi face plăcere să fac de la 6 ani. Adică da, că am început de ieri și gata, o fac de când sunt copil. Nu e ceva care am început de ieri de azi. La fel și activitatea mea principală cu imobiliare, să știi că îmi dau seama că am făcut aproape din totdeauna, fără să-mi dau seama, tot imobiliare. Așa, okay, că sunt două componente care se ajută una pe alta. Când vin de la job stresată cu imobiliarele, că acolo sunt proiecte pe care le încep, care nu se termină, care au nevoie de un anumit timp de maturizare și până se finalizează sau nu se finalizează, componenta aceasta vine și mi-ajută să-mi finalizez proiectul, pentru că atunci încep ceva, se finalizează, am sentimentul că lucrul s-a îndeplinit. Și să mă bucur de recompensă. Și atunci, dacă mă întrebi, n-aș putea să spun
cât timp poate să devină acest business profitabil, să devină businessul principal. Da. Nu mi-aș dori să devină doar businessul principal, pentru că îmi place să găsesc activități care se interconectează și se completează. Super. Aș vrea acum să te întreb un pic, pentru că ai atins un pic subiectul. Faptul că lucrezi la un business handmade are și alte beneficii în afară de partea, nu știu, financiară, filantropică, socială? Deci, de câte ori croșetezi, zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, umilește-mă pe mine păcătosul. Deci, este rugăciunea inimii și atunci, în toate proiectele noastre de handmade, punem și o rugăciune. Ok, așa deci fiecare geantă pleacă personalizată. Pleacă personalizată și să știi dacă te duci și discuți cu un preot. Acum, nu toată lumea rezonează la religie. Dar, dacă vorbești cu un preot și spune, uite, și în vechime, călugării sau lucrau lucruri manuale, se rugau. Și atunci, dacă te duci și la toate mănăstirile care te duci, noi românii suntem religioși. Acum să nu negăm această componentă a noastră. Te duci la toate mănăstirile și vezi că acolo se produc lucruri. Alea sunt făcute tot așa. Multe dintre ele cu dăruire din partea măicuțelor sau cine le produce, inclusiv cremele faimoase, creme care sunt din plante tămăduitoare, că noi totuși avem o componentă de partea aceasta, nu neapărat totul să fie medicină, avem și medicină alternativă, alopată, deci e importantă. Și atunci, dacă mă întrebi beneficiile emoționale, pentru că faci lucruri cu buricele de ajutor, lucrezi, te rogi, meditezi, fiecare forma lui, adică nu trebuie neapărat să ziceți rugăciune, puteți să meditați, puteți să faceți orice formă, dar pentru modurile și viața pe care o trăim în momentul de față, care este destul de stresantă, auzi în jurul meu foarte mulți oameni, pot să spun că este un beneficiu, încercați lucruri să lucrați manual, încercați să faceți și altceva. Avem nevoie să ne deconectăm de la tehnologie. Știu, e un clișeu, toată lumea spunea, ne mai uităm pe rețelele de socializare. Nu putem trăi fără ele. Dar haideți să găsim și activități conexe. Facem sport, facem activități handmade, stăm în natură. Ai nevoie de o reconectare, pentru că altfel apar destul de probleme și în viața personală și în viața profesională. Super. Eu mă bucur că ai pus accent pe asta, pentru că oamenii care poate nici doar în momentul ăsta chiar au nevoie de o astfel de liniștire, ar putea să facă și ca un fel de venit suplimentar în timp ce fac povestea asta, știi? Adică într-o meditație nu înseamnă doar să stai pe cutoriu cu ochii închiși, cu mâinile închise și cu mâinile întinse să aștept să întâmple. Aș vrea să te întreb așa, pentru că ne apropiem foarte repede de finalul emisiunii, din punctul de vedere, care crezi că este cel mai important aspect pe care un om ar trebui să-l ia în calcul când se gândește la un astfel de business? Trebuie să înțelegem că acest business, primul componentă e pasiunea. Okay. Dacă nu ai pasiune și nu crezi în ceea ce faci, nu te apuci. Pentru că de multe ori în orice activitate întâlnești provocări. În orice business ai provocări. În orice lucru faci, dacă nu crezi cu tot sufletul în ceea ce faci, renunți. Okay. Și atunci întrebarea este, tu te apuci de ceva ca să renunți sau te apuci de ceva ca să înfrunți orice greutate, indiferent ce vine către tine. Și atunci prima componentă este să crezi în ceea ce faci, să spui pasiune, pentru că dacă crezi în ceea ce faci, totul vine la tine. Totul. Super. E foarte important că ai pus accent pe asta. Și pentru că așa, să tragem o concluzie a emisiunii, apropo de un om care, e clar că vorbești cu pasiune despre ceea ce faci, nu cred că se pune problema, doamnele care beneficiază de gențile astea acum au înțeles de ce se bucură de ele și de unde vine energia de aici, ce sfat le-ai da celor care sunt acum în industria de handmade? Ce văd este o creștere din ce în ce mai mare a oamenilor care fac lucruri, care vor să iasă. Uh-huh. Avem nevoie, într-adevăr, clienții, pentru că tu faci, te adresezi cuiva. Să știi că fiecare produs are un client la final, pentru care îl creezi. Și atunci, haide să susținem o activitate de genul acesta, pentru că acolo este sufletul unui om, este pasiunea unui om, e dăruirea lui. Și atunci... Știu, trăim vremuri dificile, poate nu-ți permiți să cumperi neapărat lucruri, poate nu vrei să mai investești în ceva, dar tu, de fapt, ajuți un om. Și de multe ori știi cum e, fă bine că se va întoarce la tine. Foarte frumos ai încheiat acum asta cu fă bine pentru că se va întoarce la tine. Aș vrea doar așa să trag o concluzie apropo de business-ul de handmade din România. Se pare că avem aici încă o dovadă vie că funcționează. Am și eu acasă două fete care lucrează cu mânuțele lor acolo. La Vinea este dovada vie că funcționează și nu doar pentru beneficiile materiale, ci mai mult pentru partea spirituală pe care o pot aduce. Acum înțeleg că, de fapt, prin orice produs pe care îl faci, transmiți o chestie cu produsul respectiv. Și transmiți... Mi-a plăcut acum partea de final când mă gândeam la oamenii de vânzări pe care îi antrenez eu zi de zi și care poate ar trebui să pună mai mult accent, știi, pe partea asta emoțională când transmit lucruri. Doamnelor, domnilor, ați văzut ce înseamnă
această pasiune transformată în business de handmade de aici din România. Noi ne revedem marța viitoare la o nouă ediție a emisiunii Facem Profit aici la Canal 33. Până atunci gândiți-vă ce pasiune aveți și ce pasiune vreți să transformați în business. Nu e ușor, corect, dar pe termen lung beneficiile sunt mult mai mult decât cele materiale vizibile. Ne vedem marța viitoare la o nouă ediție a emisiunii Facem Profit.